Ce faceți? Am văzut pe internet niște clipuri cu oameni care își construiau singuri niște obiecte care păreau că levitează. Se găsește și de cumpărat, e o chestie care se numește Tensegrity, cred că vine de la Gravity și Tension, cred. Adică sunt două obiecte care sunt suspendate unul de celălalt în așa fel încât pare că levitează. Vreau să facem și noi unul, să vedem dacă într-adevăr se poate, cum de se poate și în ce măsură. Vă rog să vă uitați până la sfârșit pentru că e și un twist acolo. Haideți să facem un obiect care levitează. Prima dată o să am nevoie să tai două pătrate de 10x10. Gata. Astea sunt cele două pătrate. Acum trebuie să fac două brațe identice pe care o să le prind fiecare de câte un pătrat. Trebuie să mă gândesc un pic ce dimensiuni trebuie să aibă. Cred că știu cum ar trebui. Gata, am și două brațe. Înainte să le lipesc, o să le dau niște găuri, că s-ar putea să-mi folosească mai târziu. Și a doua, de asta am făcut semne exact în locul în care trebuie să dau găuri. Și o să dau și aici, în colțuri. Acum să lipim brațele. Să închizi un ochi și să te uiți dacă e drept, sigur e o metodă precisă și profesionistă de a face lucrurile. Acum o să am nevoie de niște bucăți de arsă. De fapt nu, înainte de ață o să am nevoie de niște bucăți de carton, să zice carton mus sau foam board, să nu mai numește. Pe post de suport îmi trebuie niște bucăți de carton. Gata, mult mai bine. Bun, acum că i-am prins suporții ăștia, trebuie să băgăm firele de ață. O să bag prin fiecare gaură pe care am dat-o aici. O să lipesc fiecare fir cu glugănul ca să-l fixez acolo. Nu mă chinui să fac noduri și de asta că nu e cazul. Scopul e să funcționeze, nu să arate bine. Acum tot ce trebuie să fac este să întind fiecare ață și să o lipesc și pe partea asta. Mai avem o singură ață pe care o să o băgăm între chestiile astea două din interior. O să fie un pic mai complicat, că trebuie să mă strecor pe aici. Dar e bine că am dat găurile dinainte și un pic mai ușor. Practic, e gata. Cu tot ce trebuie să fac este să dezlipesc suporții ăștia și, în teorie, partea de sus va rămâne pe poziție, stând așa aparent în aer. Am emoții. 1, 2, și acum o să fac așa, o să-l țin cu mâna, o să dezlipesc de dedesubt. Și acum o să-i dau drumul și, în teorie, el ar trebui să stea. Și stă. Pare un obiect imposibil, dar evident nu este. Iluzia că partea de sus plutește e dată de faptul că partea de sus, prin brațul ăsta, este de fapt partea de jos, iar partea de jos prin brațul ăsta este de fapt partea de sus. Practic, partea de jos ține partea de sus cu ața asta. Ațele din colțuri sunt făcute doar ca să nu își piardă echilibru și să cadă într-o parte, pentru că e doar o ață. Mi se pare o iluzie foarte tare.
Titlul clipului spune că am creat un obiect care levitează, când în realitate nu levitează nimic. Sunt două obiecte legate între ele în mod evident cu o ață, sau mă rog, cu mai multe. Ideea e că eu voiam să fac un obiect care levitează, care să nu fie legat cu o ață nici măcar pe deasupra. Așa că,